un recul însă din acest punct de vedere al golurilor înscrise. Fază periculoasă, Keita se joacă 3 contra 3, Ojenda, foarte bine, mai departe, să vedem dacă e offside, se pare că da, mingea a intrat în poziția lui, a fost semnalizată în afara jocului. La limite, dar pare să fie...